Prefectura Suceava a transmis că pentru a merge la părinți cu produse de Paște aveți nevoie de carte de identitate și declarația pe proprie răspundere în care bifați punctul 4, motive justificate precum asistența persoanelor vârstnice bolnave. Instituția prefectului recomandă evitarea contactului direct sau apropiat cu persoanele în vârstă. Sursa citată subliniază că persoanele infectate cu noul tip de coronavirus pot fi asimptomatice, adică nu prezintă simptome, însă pot transmite virusul foarte ușor, iar persoanele în vârstă reprezintă o categorie categorie vulnerabilă cu risc ridicat de deces. Prefectura Suceava le reamintește cetățenilor că nerespectarea legislației în vigoare atrage consecințe de natură contravențională sau penală și că necunoașterea legii nu îi exonerează de răspundere.